Salve, ci veniva, ma ragazzi, noi siamo ripartiti con la musica Brawl Stars. E niente, se începem, nu uita să apăsați pe butonul de like și subscribe să vă faceți clopoțelul pentru a fi ținut la curent cu următoarele episoade. Încerc să-mi fac și cutia asta, Mega Box, super, 4000 de trofei, e scurios, dacă se împice ceva bun, având în vedere că îmi lipsesc destul de mulți brawler, adică, bine, în mare parte legendare, mitice și Pam, care a fost cândva bună, dacă nu știu, sau rară și acum e epică, fiind de foarte bună, mai ales la Robo Rumble. Vom juca, cum am zis mai devreme, la Robo Rumble, dar înainte de asta vreau să joc și eu cu Colt. Oare cu alt caracter, chiar nu știu. Ce caracter e bun aici? Asta e bună. Jessie. Am mai înțeles că e bună și asta și mai e, nu mai știu ce caracter e bun. În fine, hai că să jucăm cu Jessie. Înainte, ok, deci avem o ofertă în care ne bagă toate legendarele de pe Brawl Stars pe shop, cum ar veni, 1500 de gemuri. Azi facem un mic calcul în mintea noastră, 1500 de gemuri, ar veni undeva la 150 de lei legendara, asta înseamnă 450 de lei, doar prostiile astea, deci vă dați voi seama, 450 de lei, care păi, cu 400 de lei poți să-ți cumperi naibii un joc mult mai bun decât să bagi în Brawl Stars, dar fiecare cu părerea lui, eu nu am să bag bani în jocurile de la Supercell, așa vreau să iau tichetele astea. Ok, hai să iau, I don't know. Și cam atâta. Bun, hai să jucăm și noi la Robo Rumble. Mai întâi vom juca cu un tichet, fiindcă de obicei îmi dă numai fail-uri, ca să zic așa. Prin fail mă refer la jucători de aia mai slabi, care, na, abia știu ce e cu viața lor și nu joacă la obiectiv, joacă doar la orice altceva. Dar nu la obiectiv, se plimbă pe mapă, deci am jucat și eu ieri Brawl Stars. Bă, deci erau niște player care n-aveau idee ce cu viața lor, ce caută ei pe jocul ăla. S-a mai întâmplat asta și pe Dead by Daylight, bă, deci intră ea. Niște player care n-au habar ce cu viața lor, de ce să joacă jocul ăla în mare parte. Stătea și se plimba pe toată mapa și, bă, înțeleg, nu ca nu, da, bă, totuși. Tank, tachezul. Așa, bun. Da, la Robo Rumble, cel mai bine, da, bine, că s-a ferit. A făcut manevre evazive. Bă, chiar e bun. Unde trage, mă? Anyway. Chiar e bun caracterul ăsta la Robo Rumble, mai ales care splash-ul ăla, cum ar veni, că dă din echip, din mob în mob. Hai că băgăm asta aici. Păcat că n-avem și noi un PAM. Chiar ar fi ajutat enorm de mult. Dacă tanchez eu că văd că... Nu... Ok, bă, hai să ne batem cu boss-ul. Fiindcă ăsta dacă vine pe noi... E vai și amar. What, bă, are star power! Dude, eu abia acum am văzut. Ăsta are star power. Ok. N-am știut asta. Până acum am. Bine, ceapa, ajutor! Așa, bun. Da, bine, am ratat un glonț important. B, are star power nebunul. Ok, asta ar putea să fie cumva. Ok, tureta mea abia de idee ceva, dar să zicem că ajută oarecum. Ok, avem un spectator. Îmi atacă în continuu ăștia. O să-mi pun tureta imediat cum... Asta cum o să fie distrusă, dar până atunci nu o să fac nimic. Ok? Cam fiecare are ultimata lui. Rosa n-are rost să-și dea ultimata, asta n-are rost să-și dea ultimata, numai eu pot să apăr safe cu ultimata cum ar veni, fiindcă pun tureta acolo, ok, bine că trage în mine. Am ajutat puțin pe Rosa, nu că ar fi contat, dar n-am. Da, da. Hai că tanchez-o. Ok, bun, hai că avem boss-ul, cum ar veni.
Nu știu să pun, hai că pun aici tureta ca să dea constant în boss. Dacă ține boss, așa, bun, perfect. Da, bine, da. am pus tureta degeaba, aparent. Da, nu judecați, nu am vrut să fac asta, planul meu era cu totul altul. Ok, am murit. Ok, rip game. Game over! Cred. Ok, nu-i game over, ne salvează ăștia. Da, deja am ajuns pe roșu? De ce? Bine, am pus cam stupid ultimata. Bă, ăștia-s pe roșu deja, holy. Așa, bun. Da, din nou, scuzați că faptul că nu prea vorbesc, însă sunt și eu concentrat și de-astea. Bă, nu mi-am putut să fi avansat ăștia așa repede pe roșu, cum ar veni. Ok, bun, hai că am murit cu toții. Dar așa pus cam degeaba. Hai că a venit prosta, deja am crăpat. Bun. Hai să... Ok, am pierdut. Ok, am pierdut 48 de dintre astea. Bă, nu zic că nu e rău. Da, hai să jucăm cu Colt. Poate facem mai multe. Hai să băgăm 3 de data asta. Să jucăm în continuare. N-am atât de multe etichete și vreau să strâng cât mai multe etichete pentru când o să am o echipă bine pusă la punct, cum ar veni. Deci, da, o să mă dureze puțin. Ok, a venit pe noi. Am uitat să văd dificultatea modului de joc, adică chiar am uitat. Ceea ce nu e bună. Fiindcă, da, să-i batem pe toți ăștia. Mă refer că nu e bună, fiindcă chiar nu știu ce dificultate e. Adică, cred că e pe normal, hard, pe acolo, n-am idee. Insane, nu are cum să fie, mă cam îndoiesc. Fiindcă nu am jucat atât de mult Robo Rumble încât să ajung la un dificulte așa de mare, cum ar veni. Deci, da, anyway, noi o să continuăm să-i batem pe ăștia. Da, am dat un set de gloanță cam degeaba, dar anyway. Păcat că n-am level mai mare cum ar veni pe Colt, că dădeam one shot cum ar veni. Da, așa, bun. A pe el, a pe boss-lică ăla. Nu mai avem turetă, oricum tureta a fost cam inutilă. Deci, da, hai să tragem așa în boss. Și o să dau imediat ultimata din nou. Cum ar veni? Bă, rosta la modul ăsta de joc s-ar putea să fie utilă într-un fel sau altul. Hai să verific dacă, ok, hai că înregistrează sonorul cum ar veni microfonul. Deci, da. Ba, și vezi ce mai faceți, cum e la voi. V-ați intrat în vacanță, n-ați intrat. Eu nu am intrat mai devreme. În sensul că, na, iau mai devreme vacanța. Nu prea am de ce să merg la școală în ultimele 3 săptămâni. Așa că, da, eu cam am intrat în vacanță, să zic așa. Dacă nu am pierdut vocea, dacă e. Așa, bun. Cât timp ăștia sunt pe drum drept, îi pot bate cu ușurință, să zic așa. Bine, dacă nu m-aș mai mișca. Bă, mă gândeam că ar fi fain dacă ai putea trage și acum gen să... A revenit băiatul, wow! Era afecat băiatul nostru. El aici așa stătea, n-avea treabă, să uita la televizor, să mai, nu știu, bă, ce naiba cu ăștia, frate. Intri să jos sau să sabotezi pe alții? Că dacă intri doar să sabotezi, te rog, nu mai juca jocul. Totuși, pe bani. Înțeleg eu troll ca troll și eu mai fac troll. Nu la jocuri serioase cu tip rank, cum ar veni. Fiindcă nu
sufăr chestia asta, gen, bă, eu chiar joc serios, vreau să câștig și unul stă și face troll de fanii, ok, am murit, de dragul că vrea el să se registreze, așa se registrează el. Știți? A, mă rog. Băi, deja avem oarecum 4 minute, hai să vedem dacă mai putem rezista, dacă m-aș ocupa câte rezista, așa, bine, anyway, da. Băi, avem 4 minute, scuros câte puncte sunt aici deja, acumulate, ar trebui să fie deja destul de multicele. Asta și-a dat ultimata doar ca să spargă niște ziduri, deci vă dați seama ce e în mintea lui. L-au supărat zidurile extrem de mult în viața lui. Hai să nu dau ultimata, că e bună la o grămădeală ceva. Ok, cum ar fi acum. Spre exemplu, damage-ul ăla contează, să știți, chiar foarte, foarte mult. Am impresia că ăsta o să mai arată câțiva perez, doar că de dragul că vrea el să pară super player 3.5000. Ok, hai să ne ocupăm repede de asta până când nu vine următorul wave. Ok, a venit deja următorul wave. Singura problemă e că ăștia doi sunt range cum ar de lupta apro, deci mai greu cu tipii ăștia. Ok, noi pierdem, da, am pierdut deja la aur, holy, ce PD-o, vă dați seama? Ok, aproape 5 minute, azi vedem cât am făcut, deci gândiți-vă că e o ori 3. Ok, deci 78 pentru chestia asta, că am, asta că am făcut level up și am înțeles, da, nu prea. Vă am avut o ipostază, mă rog, o fază în care efectiv am dat un match cu un ticket, nu mai știu parcă cu Cori sau nu mai știu cu cine. Băi, și-am făcut 7 chesturi, deci în match-ul ăla efectiv 7 chesturi și-am supraviețuit 5 minute în Robo Rumble. Bă, cu un ticket, dacă băgam acolo 20, vă dați seama cât scoteam. Bun, hai să băgăm și noi, dar mai întâi să schimbăm brawler-ul, că nu vreau să joc cu Colt, acum joc cu el, mă rage cât scrie pe mine. Hai să jucăm cu Boo, la un bounty. Nu e de altă dată, trebuie să fac soluțiile astea și oricum, hai să deschidem, hai să joc, să fac megabox-ul și după care o să revenim. Ok, social, hai să... Ok, accept, I don't know. Hai să vedem ce prieteni avem. Ok, nu avem prieteni care să jucăm, care să știu eu că joacă bine. Deci, da, hai că o să dau match-ul ăsta și după aia o să revenim cu un match... De fapt, o să revenim cu match-ul în care intru în... 2000, nu, în 4000 de trofee. Asta vreau să zic, da, anyway. Bun, deja n-am făcut o primul kill. Ok, era să-mi iau pe cocoașă, aruncăm bombele acolo. Faptul că vin de acum, zona e total sabotată, să zic așa. Bă, voi vedeți unde îmi dă seama, unde îmi dă mie auto-atacul. Ăsta cu rost, face toată treaba. Bun, hai să încercăm și noi să lovim Draven. Ok, a venit cu... Hai să le bag și eu aici, am băschete, niște bombe. Ok, era să mor. No! Ce-ai făcut, mă? Ce-ai făcut, mă, prichindelule? Bomba! Ok. Ok, bun, hai că avem 21 de steluțe, deci conducem în momentan. Ok, sabotare. Văd că l-avem pe Franculine aici, îmi place că la dă, n-are niciun stres. L-avem pe mare Franculine aici, ok, am salvat pe partenerul nostru cum ar veni. Hai să ne retragem că eu am cele mai multe stele din echipă și nu prea aș vrea să mor. Hopa! Ce-ai făcut, mă, copile? Copile, ce-ai făcut? Ok. S-a retras. Nu. Hai să nu ne calicim. Ok, a crăpat ăla. Stai ce bine. Opa, băiatul, lasă-mă-mi pace. Bun. Asta stăm puțin safe.
fiindcă nu prea am dorit să murim cu toate stelele astea la noi. Vreau să le iau și pe ăla să fac 5 stele. Nu, dar cum? Ok, bine, fine, nu contează. Deci, da, hai că o să joc în continuare și o să revin cu meciul în care ajung la 4000 de trofee și deblocăm Megabox. Iupii! Parcă știu că nu pică nimic. Așa și după aceea să deschidem tot, efectiv, toate cutiile pe care le avem, fiindcă poate o să ne pice ceva super șmecher din acest Megabox. De la 4000 de trofee, care sunt foarte multe și, da, anyway, bun, hacă. O să joc în continuare și revenim cu meciul propriu-zis, în care intrăm, asta m-am repetat de câteva ori, dar nu contează, anyway, chestii, bun, haplay. Ok, sper că n-am oprit filmarea, nu vă faceți griji, am oprit-o direct, am vrut să pornesc microfon și am dat stop recording. Cam distanță de un match pentru cel mai mare, dar, na, ok. Câți nervi mi-am făcut eu ca să ajung aici, mai ales cu brawlerii ăștia care sunt la 300 de trofee. Cei mai mulți nervi mi-am făcut cu Colt, Barley, Carl, fiindcă Power 1, vedeți și voi seama ce-i acolo. Cu Bull, parcă... De fapt nu, cu Bull nu. Da, deci cu Colt. Nita de asemenea, deci Nita, Jesse, Colt, Barley și Carl, cei mai enervanți brawler cu care am jucat. Îmi plac foarte mult, în mare parte îmi place foarte mult de Carl, dar e super enervant când dai de matchmaking-uri în care totul e împotriva ta și parcă toți sunt boți care sunt programați efectiv să te urmărească și să te omoare pe tine, până atunci nu se omoară niciunul dintre ei. Deci, da, bun, hai să dăm play să nu mai lungim cu episodul ăsta. Hai să ne asigurăm că avem sonorul cum trebuie, adică se aude vocea mea, ok, se aude, perfect. Voi merge direct la asta din stânga, nu are rost să mă adâncesc în bătaie, fiindcă îmi doresc altceva, ok. Care din noi să ia primul cutia? Ok, eu. Ok, ho-ho, cum am ferit! Ok, bro, nu mai da. N-am vrut să fiu rău cu tine, ok, acum o să te sabotez. Cam așa funcționează și meciurile în care joc eu. Vine unul pe mine, mă bat cu el și după aia trebuie să stau să mă bat cu 50, care în niciun caz nu o să mă pot ocupa de ei. Deci, da, ca să vedeți și voi, oarecare idee ce sunt cu meciurile mele. Ok, îmi place că s-a băgat în bombele mele. Așa că e șansa mea să te sabotez. Încă asta face un bomber adevărat. Ok, bun. Acum am plecat de aici. Ok, dacă îmi fac și bombele pot sabota și ne sabotăm împreună. Fiecare pe partea lui. Ok, hai să... Pe bune că-s 9 player. Deci, pe bune că-s 9 player. Na, uitați. Deci uitați-vă și voi ce fel de meciuri sunt aici. Dar bine, tot mi-am luat-o, apropo. Ăsta fuge în continuu. Ok, hack, am zis, hai să-l omorâm. Cred că și-a dat și la seama că nu prea are nicio șansă. What the fuck, am bubuit. Ok, hack, bubui prea mult. Sabotare de mâna a doua. Ok, hai că mă moară. Ce mișcări evazive fac? Da, bine, normal. Nu cumva să mă omorâți între voi mai repede, nu cumva. Bun, acum dăm încă un match, încă două trofee. O să dau oarecare măsură de speed-up, ca să zic așa. Fiindcă devine puțin cam lung episodul ăsta să mă bag direct pe bătaie cu ăsta. Primul care să dea hit-ul să câștige un oarecare avantaj, ok, el a dat mai mult. Deci e în avantaj. Dar acum eu sunt în avantaj, așa că hai să nu mă bat prea tare. Vedeți? Uite, ce dacă cum vine fix pe mine. Îl are pe ăsta aici, așa, bă, hai că mă merg pe ăsta ca așa vreau eu, deci. Gândire, frate, gândire. Ok, hai să mă bag repede pe cutiile astea. Op, așa, și acum să mor din cauza că am fost prea lacom, nu? Nu, ok, bun. Băschetul ăsta e una cu mine, tipul ăsta e enervant. Și aș vrea să-l înjur de toate alea. Ok, bun, hai că am scăpat cumva. Bă, deci voi vă dați seama ce cu tipul ăsta, cu viața lui. Ce cu viața lui?
Perfect pe mine, deci n-are orice altă treabă. Deci uitați-vă cum joacă ei, mă! N-am, bă, te mai crezi, mecher! Du-te naiba și tu! Disperat, mă, vă jur! Deci vă jură că e disperat copilul! E disperat, efectiv! Deci acum că am geapa fân, nu mai pușează! Bă, ce disperat, mă! Ok, hai că îmi ratez eu cam mult dacă e. Ok, și hai, ok, perfect. Așa, du-te, șopă el, șopă el că e un idiot, șopă el că e un nemernic, șopă el. Șopă el. E un gunoier, un cărnătar. Bun, acum nu mai am nicio șansă să... Da. Bun. Oricum, eu sunt mulțumit. L-am omorât pe... JaiMG27, cel mai bun player din acest joc Brawl Stars, în care a venit fix pe mine de la bun început, în mare parte. Deci cum naiba vine JaiMG7? Bă, deci vine pe mine și nu mă lasă în pace. Deci îl are pe la jos, mai low ca mine, dar tot pe mine vine. E incredibil ce copii, ce oameni poate să joace jocul ăsta. Anyway, da, am dat deja rage quit. Știu, am să sorry, dar na, rage quit e rage quit. Hai să începem cu Brawl Box-ul ăsta. Ok, două tichete, bun. Asta chiar nu știu pe cine să le bag. O să le bag pe B, fiindcă am nevoie de power pe el. La cum, ce domnișori vine pe mine. Vă dați și voi seama că n-am cum să mă ocup de ei. Așa că da, bun, hai să dăm repede opening-ul ăsta. Să vedem dacă ne pică vreun brawler și... Na, anyway, voi da speed up începând de acum. Ok, 200 de token doublere. Încă 200, ok. Mă duc, na, ok. Încă 200, perfect! Sincer ca nu mă deranjează câte token doubler îmi pică. Prefer să-mi pice o groază, ok, avem 30 de gemuri. Ok. Ok, hai să deschidem și ăsta. Un ticket, ok, no problem. Bun, hai să vedem care e șansa noastră în momentul de față la chestiile astea, aici. Bun, avem șanse de 0.10%. pentru un Legendary și 0.25% pentru un Mythical. Come on! Verificăm că avem totul în regulă. Ok, bun, hai că filmează. Da, filmează sau de bine. Dăm și noi un print screen aici. Că, da, am ajuns la targetul nostru, cel mai important target. Ok, bun. Let's open! Ha, să vedem ce ne pică din cel mai mare Brawl Box. Ok, 183 de coinuri, avem 5 de astea, nu știu la cât ar trebui să fie pentru un brawler. Ok, avem 10 Coco, 16 Bull, 19 Frank, un 40 de brocuri, El Primo, ok. Un okay, și doubler, perfect. I don't know, doubler ajută extrem de mult. Da, nu ne-a picat un Brawl Box, fiindcă, da, un Brawl Box, un Brawl Star, un caracter, mă rog, atât înțeles ce vreau să zic. Da, bun, hai să vedem câte doubler avem. Ok, 800, fine, I don't know. Da, cu doublerele astea pot să fac 16 cutii, deci, na, din 16 cutii pot să fac lejer gold și din gold pot să fac brawler și din brawler pot să fac tot așa. Bun. Hai să dăm un... Ok. Hai să dăm repede un upgrade la ăsta. Ok. Vreau să mai dau upgrade la Frank. Upgrade la ăsta. Ok, Carl, nu știu la... Cred că la level, la power 2 pot să... Level power 3, anyway. Ăsta o să-mi trebuiască să dau un level, așa că hai să-i dau de pe acum. Și cam atâta, bun. Deci cam ăla a fost reward-ul de 4000 de trofee. Ca să vă dați și voi seama dacă se merită sau nu. Bă, părerea mea e că și da și nu, adică când vreți voi să considerați asta. Eu pot să mai merg la o secundă să fac calcule și revin imediat.
Ok, bun, după calculele mele matematice am folosit un calculator apropa. Cu brawlerii rămași, adică cu ăștia, dacă îmi duc pe fiecare la 300 de trofee, pot să ajung la 1439 de trofee. Cu alte cuvinte, pot să mai iau megabox-ul ăsta, adică pot să ajung la 5000 de trofee, dar singura problemă va fi că nu am timp și nici nu o să stau să proșez tryhard pentru să mănânce nervi pe pâine. Deci da, sper că v-a făcut episodul. Nu uita să apăsați pe butonașul de like, subscribe și pe față clopoțelul pentru a fi ținut la curent cu următoarele episoade și ne să ne vedem pe data viitoare. Toată bine și frumoase, pa, pa!